Înainte de marș a fost însă protest față de comunitatea LGBT din România. Aproximativ 400 de persoane s-au adunat la ora 12 în fața guvernului, cu icoane, drapele tricolore și pancarde cu mesaje împotriva cuplurilor de același sex. Protestatarii au pornit apoi în marș către dealul Patriarhiei, scandând "Uniți salvăm familia" și "Legea divină, familia creștină". Participanții au cerut să nu fie legalizate parteneriatele sau căsătoriile între homosexuali și să nu aibă nici posibilitatea de a adopta copii. Pe tot parcursul protestului, aceștia au fost însoțiți de jandarmi, iar traficul a fost parțial restricționat.